Pe 24 noiembrie 1927, Ioni Cebrătianu se stingea din viață la vârsta de 63 de ani. Astăzi la Florica ne-am adunat din nou să comemorăm trecerea în neființă a marelui om politic Ionel Brătianu, trecut 84 de ani de atunci. Este o tradiție a membrilor Partidului Național Liberal. Cinstim memoria înaintașilor noștri. România are nevoie de exemple în istoria sa și de aceea noi încercăm să păstrăm vie amintirea acestor oameni politici care, practic, prin tăria lor, prin inspirația lor, prin tot ce au făcut, au favorit România modernă. Ionice Brătianu a condus guvernul României timp de 12 ani, contribuind direct la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918, la legiferarea și realizarea reformei agrare și a celei electorale și la consolidarea statului național unitar român.